Dimineața, Dani, bună dimineața tuturor! Au crescut amenzile pentru tulburarea liniștii publice și a ordinii publice totodată, așa că cei care obișnuiau să fie violenți în viața de zi cu zi, dar mai ales cei din trafic, pot plăti amenzi de la 200 de lei până la 1000 de lei, însă mai multe detalii despre toate aceste lucruri ne dă Bogdan Ghebaur, inspector principal al Poliției României. Bună dimineața! Bună dimineața! De duminică a intrat în vigoare legea 192 din 2019, care aduce modificări și la legea 61 din 1991 privind conviețuirea socială. De cele mai multe ori, aceste amenzi pentru tulburarea liniștii publice sau pentru adresarea de cuvinte jignitoare se dau între scandalurile dintre două persoane, de cele mai multe ori în zonele de locuințe, dar până la urmă ajungem să conviețuim și în trafic. Și la fel și aici pot fi aplicate amenzi, după cum a spus, cuprinse între 200 și 1000 de lei. Ce mai este nou la această lege este că dacă se repetă această faptă în termen de 24 de ore, poate fi aplicată o amendă contravențională mai mare, cuprinsă între 500 și 1500 de lei. Concret, cum putem noi demonstra faptul că cineva a fost violent cu noi în trafic? Cum ar trebui să procedăm? Amenda pentru a putea fi aplicată trebuie constatată direct de către un polițist. Dar dacă acest lucru este sesizat poliției și avem și un martor alături de noi, în baza declarațiilor poate fi aplicată o amendă chiar dacă polițistul nu a fost de față. Cum ar trebui să reacționăm noi în momentul în care cineva ni se adresează obscen sau ne aduc injurii atunci când suntem în trafic sau chiar și în viața de zi cu zi? Reacționăm la fel? Amenda se aplică oricărei persoane care adresează astfel de injurii, așa că cel mai bine ar fi să fim cumpătați, să nu răspundem provocărilor, pentru că cel mai probabil este o situație de moment în care își pierd cumpătul oamenii în trafic. Pentru ce fel de gesturi se aplică mai exact această lege? Proferarea de injurii, cuvinte obscene sau prin arătarea unor semne jignitoare. Credeți că astfel se vor reduce actele de violență atât în trafic cât și în viața de zi cu zi? Înăsprirea amenzilor de cele mai mult, sau cel puțin în această situație, se aplică cel mai mult persoanelor care au de regulă un astfel de comportament, care prin repetabilitatea lui denotă faptul că este un mod de viață la ei. Și tocmai de aceea legiuitorul a venit cu această modificare să mai tempereze astfel de persoane. Mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi, așadar ar fi indicat să nu ne pierdem cumpătul atunci când vrem să reacționăm violent. Răzvan, Dani, înapoi la voi. Mulțumim, Alisa!